Vă invit să deschidem Sfânta Carte la Epistolul lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni în această dimineață și vom citi Cuvântul Domnului din capitolul 11, sigur, versetul de bază, ca mai apoi să ne oprim asupra pasajului binecunoscut din 1 Corinteni, capitolul 11, așadar versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. Aș să încerc în această dimineață să am o introducere foarte scurtă, pentru că nu cred că are nevoie de multe explicații. Omul este de foarte multe ori suma obiceiurilor sale. Uitați-vă în viața dumneavoastră la mersul evenimentelor, la modul în care reacționați, la modul în care acționați, la modul în care vă desfășurați și veți constata că aveți obiceiuri bine împământenite. Sunt obice obiceiuri de care nu trebuie să te lași niciodată. Sunt obiceiuri foarte bune, sănătoase. Dar într-o analiză corectă, într-o analiză sinceră, realizăm că am putea renunța la foarte multe. În biserică trebuie să acceptăm și să recunoaștem că avem obiceiuri și le practicăm des și foarte des. La unele foarte bune am renunțat, din păcate, de foarte mult timp la altele nu renunțăm și, din păcate, le tot accentuăm. Toate sunt obiceiuri. Există, în schimb, un moment în viața credinciosului. Există cel puțin o zi în viața adunări, un obicei. Ce-a fost, este și va rămâne. Și care face diferența. Și aceasta este cina Domnului. Spuneți amin. Pentru că această stare de har, este cea care face diferența. Dar ne luptăm. Ne luptăm cu obișnuința chiar și la cina Domnului. Și este o mare stare de învins, este o mare luptă ce se dă. Pentru că în viața multora, Evenimentul acesta al cinei Domnului este un obicei de ani de zile, de foarte mulți ani. Și El vine pe lângă noi și stăm la masa Domnului și nu mai simțim nimic și nu ne mai propunem nimic și nu mai există nimic ce să ne miște în acest obicei sfânt numit cina Domnului. De aceea, în această dimineață, mesajul meu pentru zidirea noastră sufletească din partea Domnului am intitulat o altfel de cină. O altfel de cină. Și nu vreau să dărâm credința unuia sau obiceiul altuia și a modului în care se raportează pentru că mă gândesc că măcar la cina Domnului suntem mai cărincioși, mai serioși, mai responsabili. Ne pregătim, spunem noi, spiritual înainte de, de a veni la masa Domnului. Avem noi obiceiurile noastre cu care ne apropiem de acest eveniment măreț, de acest tablou expresiv, cina Domnului. Și vă chem la o altfel de cină în care eu și Dumneata să luăm decizii noi, să înțelegem lucruri noi. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să le cerceteze, pe Duhul Sfânt să ne marteze, pe Duhul Sfânt să le motiveze să fie o altfel de cină. O cină ce să-ți o dorești a se mai întâmpla doar data viitoare mai glorioasă. Și apoi data viitoare mai glorioasă până vei ajunge să stai la masă acolo unde cuvinte nu vor mai putea fi grăite. Pentru că încerc să-mi imaginez cum voi sta la masă cu Domnul Isus în veșnicie și ce fel de stări voi avea și ce fel de sentimente. Și sunt convins că n-am să pot să mai izrostez nimic decât laudă și adorare, decât închinare, decât să cad în fața lui și să-i spun: Domnul meu și Dumnezeul meu, Isus Hristos, amin. Două adevăruri mari aș vrea în această zi, pe baza acestui cuvânt, să le fundamentăm încă de la început, ca mai apoi, la a doua parte, să luăm trei decizii pentru o altfel de cină. Primul mare adevăr este că cina Domnului este ceea ce ne amintește de lucrarea lui Hristos. Este ceea ce ne amintește de a primi făgăduințele lui Hristos. Cina Domnului ne amintește de a proclama moartea și învierea Domnului Iisus. Și în ultimul rând, cina Domnului ne amintește că într-o zi, așa cum stăm acum la masă cu El, vom sta în veșnicie. Teologie sistematică se numește asta pentru iubitori. Astea toate sunt niște puncte de teologie sistematică. Dar sunt crezul meu și crezul dumitale. Sunt ceea ce Pavel le pune foarte clar și le vorbește acestor credincioși și le transmite peste viacuri nouă când stăm la cina Domnului. Dar al doilea mai la adevăr ce ar vrea să subliniez este că cina Domnului, pe lângă acest aspect teologic ce vi l-am prezentat, are sigur și provocarea reală de a fi o altfel de cină, de fiecare dată. Și inspirat de acest cuvânt din versetul 26, pentru că ori de câte ori, chiar că este procesul obișnuinței, îi spune, mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, Vestiți moartea Domnului până va veni El. A doua adevăr este că cine Domnul Domnului ne pregătește în așa măsură încât să fim receptivi la viața și la ceea ce Domnul vrea să ne ofere și a trăi în conformitate cu adevărul cel proclamăm. Cine a Domnului are rolul acesta să te aducă mereu în a-ți echilibra viața spirituală și în a realiza adevărurile sfinte și apoi unde te poziționezi și ceea ce îți dorești să faci de acum înainte. Pentru că altfel este doar un obicei. Dar Pavel transformă acest obicei spunând, ori de câte ori veți face lucrul acesta, având fundamentul acesta în viața dumneavoastră, veți experimenta puterea lui Dumnezeu. Spunea fratele Păstor Dorin că vom începe romani și mi-a plăcut zbuciumul cu care a încercat să găsească cel mai frumos epitet. Și a ajuns doar la complicat și a fost de ajuns. Pentru că nu există carte mai complicată decât romani. Dar dați voi să vă dau un exemplu a de ce la cina Domnului romani este relevantă și de ce astăzi este harul de a participa la o altfel de cină. Sunt aceleași cuvinte. Știți ce spune Roman capitolul 8, versetul 4? Roman 8 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, adică obiceiurile, da? lucrurile cerute de Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu pretinde la noi, trebuie să fie împlinite în noi. Noi facem lucrul acesta pentru că trebuie. Dincolo de cât de mult suntem îndrăgostiți de Isus, dincolo de cât de mult ne place de Isus, dincolo de cât de mult trăim cu Isus, Cina Domnului nu este o opțiune. Cina Domnului este o obligativitate. Permanentă. Așadar, împlinim legea Domnului. Numai că vă rog frumos să vă puneți centurile pentru că obiceiul meu și a va fi zdruncinat. Ceea ce cina Domnului, de fapt, aduce este această zdruncinare puternică din temelie a obișnuinței mele și a și ascultați ce spune Romani 8:4, ca și provocare, care trăim, știți ce? Nu după îndemnurile firii pământești. Nu după îndemnurile firii pământești. I love this expression in English. Let's be honest. In Romanian, if you are saying to someone. O, oh, îți vorbesc din sinceritate. Uh, ar putea să fie interpretarea aceasta ce înseamnă că vei să-mi spui un adevăr? Dar, thanks God, we are here, we can say, let be honest. Okay? Hai să fim cinstiți. Cât ai debat într-un mod real, personal, când nu a mai fost pe tine lumina aceasta, când nu a fost înspe tine fratele și sora, când... cât ai întrebat ultima oară, cum trăiesc eu? Ce mă îndeamnă? Ce mă motivează? care e motivația mea? Care este motorul din spatele gândurilor mele, acțiunilor mele, astărilor mele? Și dacă cumva, până acum, am crezut că avem o anumită șansă de scăpare, Pavel vine și face delimitarea foarte clară. Îmi pare rău să spun asta. Pentru cei ce cred că pot împleti. Nu se poate împleti. Viața cu Dumnezeu este radicală. Viața cu Dumnezeu este clară. Viața cu Dumnezeu este fără de negociere. Spune cuvântul Domnului, nu după îndemnurile firii pământești, ci așadar după îndemnurile Duhului. Spuneți slăvit să fie Domnul că sunteți pentecostali, botezați cu Duhul Sfânt, închinători în Duh și în adevăr, plin de Duhul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, nu după Duhul viacului în care trăim spre Scriptura, ci după Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când stau în fața trupului și a sângei Domnului Iisus Hristos, nu am cum să mai iau cina așa cum am luat-o până acum. Nu am cum să mă mai raportez la cina Domnului așa cum am făcut-o până acum. Că s-ar putea până acum să fi trăit într-un fel. Dar cina Domnului, Iisus Hristos Domnul, mă obligă să trăiesc într-o altfel de dimensiune de acum înainte. Mă îndeamnă să simt diferit, mă îndeamnă să gândesc diferit, mă îndeamnă să mă exprim diferit, mă îndeamnă să trăiesc în îndemnurile Duhului Sfânt. Doamne, ce mult îmi doresc să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Asta înseamnă că trebuie să ai urechea foarte sensibilă. Și între miile de șoapte ce străbat ale vieții noapte. Să fiu în stare să îmi acordez urechea mea după vocea Duhului Sfânt dintre miile de acțiuni și gesturi și între miile de stări, să ascult și să primesc îndemnul cum să mă comport, cum să mă manifest, cum să trăiesc după îndemnul Duhului Sfânt. Primul adevăr practic în această zi, după ce am spus temelia, este versetul 23, conștientizarea stărilor și acțiunilor tale când vii la o altfel de cine. Pentru că atunci când nu vrei să faci același lucru, atunci când nu vrei să fii obișnuință, atunci începi să te analizezi. Începi să te uiți în adâncul inimii dumitale, mergi pe exterior, ajungi la tot ceea ce înseamnă, gânduri, stări, manifestări și versetul 23 din textul nostru de astăzi spune cuvântul Domnului și ascultați împreună cu mine cu atenție, spune căci am primit de la cine? De la cine am primit, iubiților? Am primit de la Domnul. Indiferent ce a fost până acum și indiferent ce va fi de acum înainte, fundamentul trăirii mele Existența mea puternică este ancorată în Isus Hristos. În Isus. Pentru că ce am primit, am primit de la Domnul. Am primit de la Hristos. Și spune cuvântul Domnului, aceasta v-am învățat. Aceasta v-am învățat. Așa cum uh, iubești și încurajezi. Uh, tânăra generație ce o iubesc din toată inima. De-a lungul anilor am avut întotdeauna ocazia aceasta să mă adresez generațiilor și am încurajat să citească codul bunelor maniere. Am fost așa un pic mai franțuz decât francezi și mi-a plăcut să citesc codul bunelor maniere. Și l-am citit, sigur, v-am spus deja secretul de la francez vine chestia asta, Eticheta, nu? Dar au scris, să știți, și alte națiuni și-au dezvoltat. Și sunt așa de complexe situațiile. M-am bucurat că pe media zilele de azi, am văzut uh, că se învăța ca tânărul să știe cum să dea respect tinerei. Am zis, e, extraordinar, e bun. Încă mai avem speranțe cum să saluți, cum să te manifesti, cum să te comporți. Cina Domnului ți aduce aminte de tot ce ai învățat. Și când vii la cina Domnului, așa cum mergi la un restaurant, zici tu, la ce mergi? Aici la noi în America lucrurile sunt foarte clare. It is the fast food and is that impressive, right? Dar nu fast food. <laughs> Cum? <Bad. laughs> no, ăla, ăla e tot bad. Restaurantul de lux, zicem în români. Adică nu te duc la fast food, te duc la un restaurant de lux și zici către cel pe care îl inviți. Și pentru că mergi la restaurant de lux, suntem eleganți și zicem, nu tu plătești, plătesc eu, numai că, vezi, trebuie să ai o ținută aleasă. Și când mergi pe masă, sunt așezate toate. Și trebuie să știi cu ce începi. De la stânga la dreapta, din interior spre exterior, ce folosești, să-ți pui elegant șervețelul ca ți se spune. Eu vă întreb în această dimineață, iubiților, de ce credeți că pentru cina Domnului lucrurile ar sta diferit? De ce credeți că lui Isus îi place să ne vadă cu orice fel de atitudine? Oare cina Domnului nu este cea mai onorantă și înaltă cină la care am putea participa? Unde-mi este ținuta morală unde-mi este postura, unde-mi este starea mea în care să conștientizez toate stările mele și acțiunile mele și să vin în fața Lui Hristos, onorându-L pe El. Spune cuvântul Domnului, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Pentru că atunci când suntem în fața Cinei Domnului, întotdeauna avem nevoie de pocăință. Pavel citește, dacă vreți, cuvântul acesta la uzul nostru cu atâta autoritate, dar el îl expune mai sus, dacă citiți cu mine de la versetul 17, spune, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă. Ascultați provocarea lui Pavel de a fi o altfel de cină. O zice, v-ați mai adunat la oaltă. Și nu vreau să vă citez eu acum să, să fiu pesimist. Dar vă rog să citiți, să vedeți ce pesimist a fost Pavel și să vedeți ce ton a folosit Pavel, ce alți mulți păstori nu mai folosesc în versetul 17 începând. Să vedeți cum o ține așa până la versetul 23, numai într-o mustrare și într-o clarificare a modului în care și-au permis să vină la cină. Nu ți-ai verificat gândurile, nu ți-ai verificat starea, atitudinea, că Domnul tău este bun. Yes, he's good. All the time. Dar asta nu ia nimic din faptul că el este Dumnezeu. Nu ia nimic din ceea ce a făcut Hristos. Hristos a murit pe lemnul crucii pentru mine și pentru lumea ta. Hristos a suferit barjocura, o sânda. Hristos a îndurat plata păcatului. Hristos a fost cel care a fost scuipat. Hristos a fost cel care a învins moartea. Ca eu cu tine astăzi să iau parte la cina Domnului. Nu e așa că ar trebui să-mi aranjez cavata, că ar trebui să fiu mult mai serios cum stau înaintea lui Dumnezeu. Nu e așa că ar trebui să am o atitudine și o stare emoțională și o, o, o pregătire interioară că mă voi întâlni, mă voi întâlni cu Isus Hristos. Slăvit să fie El în veci. Asta spune Pavel. Conștientizează prin pocăință, toate stările și acțiunile tale. Hai să vă spun o istorie, mi-este foarte dragă această istorie din viața unui președinte american, Calvin Coolidge, și spune că într-o zi s-a întors de la biserică, soția lui n-a fost la biserică, s-a întors de la biserică și soția lui l-a întrebat, așa cum facem și noi românii, vedeți că suntem și noi americani? L-a întrebat, auză, ce s-a vorbit acolo? Ce a spus predicatorul? Nu vă las să spunem ca românii, că știți ce zice românul. O să el multe, dar am uitat. Nu, de data asta, când l-a întrebat soția, președintele acesta era un președinte al puținor cuvinte, nu rostea multe cuvinte. S-a uitat despre soția lui și a răspuns foarte simplu. Despre păcat. Despre păcat. Și ea, contrariată de răspunsul soțului ei, simplist la prima vedere, îi spune: Ce altceva a mai predicat? Probabil că asta vor române. Ce altceva a mai predicat? Și el atunci a aplicat cu multă gravitate în ton. A fost împotriva păcatului. Against the sin. We talked about the sin, but he was against the sin. Cina Domnului întotdeauna îți va spune, îți va exprima, te va obliga. Te va motiva, te va inspira să înțelegi. Isus Hristos este împotriva păcatului. Și eu, când vin la cine, trebuie să înțeleg, să realizez, sunt împotriva păcatului. Al doilea gând, practic, din textul nostru, din ceea ce înseamnă astfel de cine, este exprimarea regretului și a responsabilității pentru ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a făcut din partea lui Isus. Și permiteți-mi să vă citesc acum din versetul 24 până la 28, să înțelegeți ce s-a făcut. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, spune Domnul Isus. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea este o altă cină, o altfel de cină. De aceea, oricine, adică eu și dumneata, tânăr și în vârstă, Oricine, nu există excepție, categoric, nu există excepție. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa. Nu cum vrei tu și nu cum vreau eu. Și așa, așa, să stăm la cine. Și al treilea gând, practic, să te uimiți. Vedeți, n-am spus absolut nimic despre al doilea punct. E suficient. Pentru că dacă nici acest cuvânt atât de clar nu te motivează să înțelegi stările, acțiunile, să regreți, să, să îți dai seama de, de puterea păcatului, să-ți dorești să le dai la o parte, atunci ce se mai poate întâmpla? Dar în al treilea rând, Cina Domnului, o altfel de cine, întotdeauna ți va da puterea, inspirația pentru schimbare și pentru dedicare. Spune cuvântul Domnului, versetul 29 la 32, sunt cuvinte grele, ascultați-mă cât de grele pot să fie ele atunci când nu o luăm într-un chip vrednic, spunea și Fai Dorin la început, că să ne dea Domnul venicia. Ascultați aici, ce greu este, nu luați cu ușurință, că și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși. nu poți să fi acuzat că nu ți-a spus fratele Lazar, Dorin, Arpi, Cui, Claudiu și ceilalți? N-ai cum să zici că ai fost la cină și să dai pe vina că ăla de fapt ți-a spus să faci așa. Nu, nu, nu. Zice, e a ta, cum tu-ți dorești binecuvântarea ta, așa va veni și o sânda ce fel de cină vrei să iei, problema ta. Spune Domnului, pentru că cine îți bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt de voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o osândiți odată cu lumea. Spuneți amin? amin? Aleluia! Că mai avem speranță, suntem pocăiți. Chiar și atunci când Domnul la o cină de genul acesta te, te duce așa de mărunt în adâncimea vieții dumitale și dacă va găsește ceva, te face conștient. Ar vrea să închei cu o chemare în această zi. Știți și mă doare cel mai tare este că noi avem adevărul. Că noi cunoaștem adevărul. Că am crescut în adevăr. Că ar trebui să ne dezvoltăm în adevăr. Că ar trebui să fim plini de bucuria mântuirii și nu de apăsarea păcatului. Am descoperit un studiu ce l-au făcut două universități de prestigiu de aici din America, care luat, au luat expresia lui David care a spus că vine a păcatului meu, conceptul lui David din psalm, din durerea lui, în care spunea că nu numai mintea este afectată, dar până și trupul e afectat. Și au declarat la finalul studiului că este 100% adevărat ce a spus David. Iubiților, astăzi stăm în fața cinei Domnului. Hristos, mielul lui Dumnezeu. Cel ce a murit pentru fără de legea noastră. Ne cercetează și ne invită. Haideți la cine. Ar vrea să simt în voi în această dimineață acest freamăt spiritual în care ne pregătim și ne aranjăm și ne punem în acea postură domnească de eleganță, de splendidă părtășie. Și când vom sta la cina Domnului și vom întinde mâna să luăm trupul și sângele Domnului, să zicem, Doamne, astăzi este o altfel de cină. Este cina în care mă pocăiesc. Este cina în care o rup cu păgânătatea. Este o cină care îmi va zdrobi obiceiurile ce trebuie schimbate. Este cina care îmi va da viață, o viață din belșug. Domnul să ne ajute! să le facă parte mereu de cine deosebite. Pentru că El spune, veniți toți, veniți toți, e chemarea Lui. Dar haideți să răspundem în aceeași calitate, cu pocăință, cu zmerenie, cu reverență, cu o ținută înaltă înaintea lui Dumnezeu, onorându-L în vorbă și în gând, în gest și atitudine, în expresia noastră pe singurul ce merită toată gloria, toată slava și toată cinstea, Domnul nostru, Isus Hristos. Amen.